Este situată chiar pe una dintre principalele artere din municipiul Chișinău și este dată uitării. Vorbim despre aleea de pe strada Grigore Vieru, care trebuia să fie modernizată acum aproximativ 2 luni, însă a ajuns într-o stare deplorabilă, lipsită de bănci, iar terenul pe care trebuia să fie instalat gazonul artificial este în paragină. Localnicii care obișnuiesc să-și petreacă timpul liber plimbându-se în acest spațiu sunt nemulțumiți de tărăgânarea lucrărilor de amenajare a aleii. Pe Dorin Moldovan l-am întâlnit în parc în timp ce își plimba câinele. Bărbatul speră că lucrările de modernizare a aleii vor fi reluate cât mai repede. Da, clar că aici ceva nu ajunge. Dar poate cu timpul sperăm, poate peste câteva luni așa să avem. Dar eu cred că de-amul anul sau la primăvară. Logic, la noi, da, se alocă sursele, dar pe urmă apar unele întrebări. Și alți oameni cu care am discutat spun că așteaptă cu nerăbdare ca această alee să capete o nouă viață. Este un lucru de indignare pentru toți cei care locuiesc aici. De 3 ani la rând sapă și astupă pământul la loc. Au pus brazi, au scos brazii. Bănci nu sunt. Aici sunt blocuri vechi și veneau oamenii mai bătrâni să se relaxeze. Cred că n-au bani ori primărie ocupate cu alte lucruri care mai importante, drumurile care trebuie terminate. Au fost bănci și au fost cu acoperiș, bănci, a fost frumos. Potrivit primarului Capitalei, până în prezent în parc a fost instalat sistemul de irigare și iluminatul stradal. Totodată a fost procurat mobilierul urban. În urma unei licitații, lucrările de renovare ar trebui să fie reluate, spune Ion Ceban. Suntem în procedură să vedem dacă nu vom avea contestații. A fost desemnat câștigătorul licitației. Dacă nu o să avem contestații, să inițiem lucrările cât de curând posibil. Recent, pretorul sectorului Râșcani, Vlad Melnic, a spus că pentru renovarea aleei a fost alocate 2.500.000 de lei din bugetul municipal. Totodată, un agent economic a contribuit cu alte 2 milioane de lei pentru ca acest proiect să prindă viață.